bună seara pentru începutului. Avem cea mai frumoasă emisiune de pe lumea asta. M-am hotărât. Astăzi e. Azi sau niciodată. Mi-am adus aminte. Ra na 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 ni na. Mi-aduc aminte unde am văzut asta. Aseară. La televizor. Vai de mine, stimați respectatori. V-ați uitat la meci? Înțelegeți? Că de asta am luat-o cu pcita, la care să... E, Petru, de la Valet, s-a gândit el la o soluție. Nu face fața asta, că se înțelege că nu înțelegi ce vorbesc. Petru de la Valet s-a uitat la prima repriză România-Olanda, după care, ca să aibă și el o bucurie în viață, a suiciunit-o pe Italie și s-a bucurat ca un copil. A fost singurul câștigat din toată chestia asta. Vai! Aseară pe stradă. Nu e nimeni pe stradă, ochii triși să-mi vadă. Era refrenul serii. Și mergeam cu mașina pe o stradă unde ziceai că a început Dallas-ul. Așa e. Pungile care se rostogoleau pe străzi și dădeau sentimentul ăla de derizor, de after, the day after. Ziceai că au dat Enola gay. Enola bay, hai să o luăm altfel. Deci nu era nimeric. Și la un moment dat, în fața noastră, unul cu o mașinuță mică, mică, de începe cu T. Să termină cu Ico. Și... Este mică, mică și la un moment dat... Deci, na, și noi. Târca, târca ei, târca, târca noi. Și la un moment dat el... Deci, trecea prin fața unui restaurant. Și eu îi spun unui coleg. Zic, băi, ăsta se uită la meci. Corect. Omul era mesmerizat definitiv și se uita în curtea unui restaurant unde pusese plasă. Deci, în trafic, sigur, traficul era alcătuit din noi doi. Dar tot trafic se numește. Foarte tare a fost, mi s-a părut uluitor. Și românii, până la urmă, sunt solidari. Ați văzut, împreună și la rău, și la rău. Și la rău, și la rău. Asta e, așa am învățat. Ați văzut? Și ce îmi place mie este că românii, poporul românesc, zice așa, o să jucăm, o să facem, îi driblăm, îi zăpăcim, îi trăznim, îi înconjurăm. Îi facem să ne știe numele la fiecare după meci. Suntem bărbați. După ce au pierdut, niște muieri. Băi, nu s-a jucat fotbal, băi. De unde până atunci o să jucăm? Nu s-a jucat nimic, mă. N-au jucat nimic, înțelegi? Deci dacă era Van der Schmidt în ăla în poartă singur și nu era niciun jucător român, Eric! Nu, să știți că nu sunt nebună. Eric este după meci. Eric este în loc de meci. Eric, hai să te vadă lumea la televizor. Vino repede să nu se înțeleagă că este bună. Vino repede. Așa. El este cavalerul veselei figuri, care aleargă dintr-o parte într-alta a platoului atât de repede încât am trebuit să-mi pun Adidas. Și mulțumesc, Eric, pe această cale. Nu puteam să te fugăresc în pantof cu toc. Vrei să te fugăresc? Vezi că pot. Înțelegeți ce zic? Astăzi vă vorbim despre vise, stimați telespectatori, după... Vrei să te fugăresc, nu? Asta e ideea, vine! Ce râde, cum poate să râdă? Foarte rău, sunt doamna Teo și vă prezint... What? Și vă prezint emisiunea de mără angajat. Trebuie să... Vino să mă momești, treci prin fața mea. Dacă se pornește și mara, s-a terminat. Dacă se pornește și mara, s-a terminat lucrarea. Ei, eu nu-s ca tine, hello! Leafă, leafă, eu iau leafă, bre! Păi, eu păi, nu te bucure! Să lăsăm în pace copilul, că până la urmă... Știi ceva, cum să mă pornesc și eu, le iau pe băluș și plec și eu. Yeah. Am avut visul cu România, cu Olanda, cu... bine zici! Ia strigă tare, hai România! Nu. Eu ce vă spun? Poporul român, la nevoie, lasă echipa națională deoparte. Eu vă spun că... Visul totuși a fost și a rămas. Ce vrei tu? Cred că vrea și ea ceva. Ce vrei tu? Stai unde vrei tu. Du-te tu, Mara, și stai unde vrei tu. Ce ți-am zis? Du-te sus acolo. Vrei acolo? Cu mama mi-a invitat-o la emisiune. Oh, my God. Mara, cine a venit, frățioare? Ha? Mă duc eu cu Mara dacă vrea, că... Nu cred că vrea cu tine, cred că vrea cu mami. Aș vrea eu. Tânărul Eric are 2 ani jumate și o colecție de filme absolut emoționantă. De-aia l-am chemat la emisiune, de-aia l-am înțeles.
A venit cu părinții, desigur. De ce plânge copilul? Nu plânge. A, e vesel. Așa se manifestă. Sanda este nevasta, Florin este soțul, deci toată lumea e... Super Nani este Raluca Iuga și ne va învăța astăzi cum să-l facem pe Eric să stea două secunde în același loc. Ne va învăța la ce filme să-l lăsăm să se uite, la ce să nu-l lăsăm să se uite, dacă e bine ca până la urmă micuții să afle de mici că realitatea nu e atât de roz pe cât mi se înfățișează. Mara este prințesa prințeselor, este cenușăreasa, este albă ca zăpada, este Jasmin. E Jasmin? Da, ești Jasmin. Ariel? Vrei să te măriți cu prințul Eric? Vrei să te... Și eu la fel. Ce prinț îți place cel mai mult? Filip. Nice. Puteți. E vecinul nostru, asta e bine. Asta e bine. Ultima oară se cuploase cu cerușarea asta, dar știți cum e în filme? Totul este posibil. Raluca Moianu ne va povesti despre pasiunile fiicei ei. În ce lume se învârt fetițele în ziua de astăzi? O lume absolut fabuloasă. Și ca să rezolvăm problema, vom vorbi la Discovery despre un personaj uluitor care este Walt Disney. Și vom vorbi cu Sorin Gheorghe, care este manager al unei rețele de distribuție de film și care ne va povesti despre Disney. Cine a fost, cum a fost, ce a creat, ce ne-a lăsat, câtă bucurie ne-a adus în suflet și câtă bucurie ne aduce azi, în fiecare zi, as we speak. Pauză publicitară, întoarce practic două minute. Vom începe cu partea, cu artileria grea a emisiunii noastre. Sanda și Florin l-au dus pe fiul lor, produsul dragostei lor fulminante, care e și fulminant ca dragostea lor. Deci, mi se pare normal. Da. Îl întrebai ceva mai devreme pe bărbatul din brațele tale dacă mai știe poezia. Nu cred. Nu vreau să spun, e rușine. Bineînțeles că e rușine, mi se pare normal să nu spui nicio poezie, nu cumva să spui vreo poezie. Spune-mi pe aia cu tica-tica. No, no, ce am nebunit. Auzi, dar ce filme ai tu acasă? Ia zice, Cunii, ia zice. Cunii e măcui, de Cars. Cas. Și poți să-mi povestești și mie cum e? Ce culori au mașinile? Oșu. Și? Abasă. Și vorbesc? Despre ce vorbesc mașinile între ele? Zi despre ce vorbesc. Despre curse? Nu am luat la mine. Cum fac mașinile? A prins exact? Ce frumos fac! Mașina lui Schumacher, nu? Ai pisica lui Schumacher. Și alt film ce mai ai? Ce-ți mai place ție? La ce te mai uiți? Să știe tu, frate. Apâm? La film. La alte filme. Cam la ce, așa, Florin? Da. Mami știe cel mai bine la ce filme se uită. Eu acasă... Vrea numai Michael Jackson să nu vorbesc eu. Încercați să vorbiți amândoi în microfon. Cu Nena Jackson. Nena Jackson, da? Păi zi tu atunci, ca să nu mai zică tati. Zic. Da? Ce te cum face Nena Jackson? Nena Jackson e zdrav... Ai avut serbare? Da. A fost frumos? Da. Te-ai distrat? Da. A fost vreun copil care n-a vrut să spună poezia? Nu. Toți au spus poezia? Nu. Păi... Dar tu ai spus-o? Da. Tare? Da. Cum? Ia! Zic, mă acertăm în mica. Așa în dos. Să te las jos? Da. Dar stai puțin să vorbim. Dar stai un pic, adică am senzația că interviul nostru se apropie da. De da. Da, tu stai așa că e mai mare, ai dreptate. Dar motocicletele, dacă nu vrei să o spui pe aia cu tica-tica, te întreb de motociclete. Ia spune, câte motociclete ai? Două. Două. Două? Ce culori au? Vede. Vede? Da. Vede bine. Și alta, ce culoare are? Abasă. Dar tati, ce culoare are? Apă. Corect. Și mami, ce culoare are? Oz. Portocaliu. Acum mai mult. Pacativ. Ce? Ce-ți place să mănânci? Început și o păianță. Ce mănânci? Mititei. Mititei? Cool, man! Și de bou ce bei?
Apă. Corect. A, vezi? Adică e de o treabă care... Nu, mulțumim foarte mult pentru ofertă, dar... E adevărat că mănânci singur? Da. Cu ce? Mâncaia. Cu ce? Cu lingura, zi. Cu ce? Cu midia. Cu midia. Și eu cu năvodar tot așa. Da. Ce mănânci dimineața? Spune apă. Dimineața, apă, dimineața, corect. Nu, ce mănânci? Mă, copilului de mâncare. Ce mâncare? Pui. Pui, normal. Dimineața, dimineața te ocupi? Pui? Da. Eu aș băga niște mititei în locul tău. Așa, pe inima goală. Da, cereale. Cereale mâncă. Stai, mă. Stai, mă. Stai, mă. Păi dacă tu nu zici ce vrei, că ia noi încet. Te-am chemat pe tine. Auzi, dar pișul unde faci? Auita. Auita? Nu mai faci în, pe tine? Și la Brăduț? La Brăduț. Și Brăduțul unde e? Scuzați-vă pe Brăduț. Brăduțul este în parc? Brăduțul este pe unde îl găsim? Păi zi tu că nu, dacă tu nu zici, zice mami, zice tate. La WC-ul. La WC-ul. La WC-ul faci. La WC-ul, am înțeles. Faci și aia. Dar tu faci singur așa? Cum? Spui așa? Spui că vrei pișu? Cum spui? Da. Cum spui? Cum? Pepe. Pepe. Scurt. De ce? Auzi? De ce aleargă copiii? Din principiu, am înțeles. Dar tu obosești vreodată? Nu așa, nu. Obosești vreodată? Da. Când? Mâine. Mâine. Bun. Se pare corect. Măi, Mara, hai acum să ajungem și la lucrurile serioase, care cu adevărat, nu, ne adună aici. Care-i personajul tău preferat de desen? Trebuie să o întreb și pe Mara, e politicos, colegul, se poate? Care-i personajul tău preferat de desene animate? Ariel. Corect. Și cum îl cheamă pe peștișorul ei? Tom. Flounder. Și pe răcușorul ei, pe crab, cum îl cheamă? Sebastian. Sebastian. Sebastian, bravo! Sebastian! Sigur că da! Sigur că da! Auzi, dar pe pescărușul ăla care se preface că le știe pe toate, dar nu e adevărat, cum îl cheamă? Scuttle. Îl cheamă Scuttle. Și când Ariel întreabă ce e asta și arată o furculiță, Scuttle îi spune că e un pieptăn. Dar vreau să spun că atunci când era mai mică și eu citeam, povestea cu Ariel, spunea despre Sebastian, cum putea să spună Sebastian, și spunea Bodu. Și spunea mama, Sebastian Bodu este nu alt personaj. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Formidabil! O să-ți explice mama cum e cu taxele și cu impozitele mai târziu. Incredibil! Zi tu, cum se întâmplă? Ia, hai să o luăm altfel. Tu, în momentul în care dormi, tu dormi cu ochii deschiși sau închiși? Închiși. Închiși? Da. Fiimea doarme cu ochii deschiși? Eu. Tu nu. Dar ce culoare au ochii tăi? Roz. Roz, corect. Câți ochi ai? Albaștri. Albaștri. Câți ochi ai? Toți. Foarte bun răspuns, toți. Auzi, unde ai tu nasul? Arată-mi-l, te rog. Aici. Și la ce folosește? Ce faci cu el? Apă. Apă? Apă din el sau apă în el? Corect, apă din el. Da, da, a scos snorkeling. Blending. Și câte urechi ai? Două. Corect, unde sunt? Te rog, mulțumesc. Una. Și ce fac ele? La ce te ajută? Eu... Ascult muzică. Auzi? Auzi? Dar ce muzică asculti tu? Mașina. Ce muzică asculti? Nena Jackson. Nena Jackson. Nena Jackson? Poți să faci ca Michael Jackson? Da, nu pot să cred. Hai, arată-mi, te rog frumos. Cum merge rog. Cu spatele? Arată-mi, că învață-mă și pe mine, vrei? Tu te și arată-i cum merge cu spatele, nu? Hai, te rog, ca Nena Jackson. Tare, Nena Jackson. Fă măcar... Just trying, nu împușcați artist. Da. Nena Jackson, de unde... Nu. De unde se ține? Când dansează, se ține de păr. Știe. Treaba lui de unde se ține Nenea Jackson. Înțelege? Se ține de șoti. Mică, ne permiteți? Acest pișor? Da.
Faceți pișu? Nu facem pișu, vrem să facem altceva. Hai, Mara. Ce faci tu, frumoasă? Prințeso. Oh! Uite cât ce am mai prințesă. Bravo! Vai, ce frumos! Și acum e cu tine, eu cum procedez? Eu? Mă duc stai și că trebuie să am niște papuși pacii. De ce? Lasă că e foarte bine, e răcoare, wow, ce bine. Să nu răcești la... Cine mă, eu? Arechi. Sunt cu prințesa lângă mine, ai cum să mi se întâmple asta mie? Da, așa faci de obicei, iei pantofii mamei? Da, tot. Și cu cine, cu cine vrei să semeni pe togurile astea? Cu mama! Ne întoarcem la mama? Vrea să devine o anumită prințesă? Mai are momente oscilat. În care, da, își dorește foarte mult să fie cenușăreasa, are momente când își dorește să fie Ariel, a avut o perioadă în care vrea să fie Maria Tănase, așa că nu e, nu are plăceri constante. Tu ce vrei să, te întreb, tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Miner? Miner? Da. Ce face minerul? Bine. Bine, corect. Auzi? Colegu, vrei să ai frățiori? De ce nu? Dai să leacă, mă, de ce nu vrei? Ești egoist. Ești egoist? Da. Foarte bine. O treabă excepțională. Da. Da, da. Dar de ce ai brățară la mână? Mm. Da, știu că ai, dar de ce? Că știu, am aflat. De ce super neni? A făcut multe fapte bune. Și mama l-a recompensat, l-a respectat. Și o brățară foarte valoroasă. E o brățară foarte valoroasă, cred. Ce face tati cu microfonul ăsta? L-ai văzut vreodată pe scenă? Ce face tati? Nu umblă acolo niciun caz, tati. Bine. Bine. Face bine. Copilul știe. Ce face tati? Ce face? La tobe. Și tu nu vrei să bați la tobe și tu? De ce nu, mă? Acum. Cum acum? Acum nu vrei. Nu mai umbla în spatele microfonului, că albesc aici și așa sub vopseaua care este. Da! Da! Sigur, tot tu comentezi, adică... Știi ce vreau să zic? Nu mai pune vreau să vă întreb, cum vă descurcați cu îngerașul cu 70 cu coarne, de aripioare? Da. Îngerașul cu coarne este domnul. E senzație. E un copil sănătos, ce vrei? Da, dă-i microfonul, tati, și tu hai cu mine, să-ți arăt niște treburi. Hai, domnule, să-ți arăt niște treburi în spate. Du-te cu tanța, să te plimbe. Dă-mi, te rog, frumos microfonul. Cel de-al treilea război mondial este pe cale să se... Am scăpat. Cum e? E foarte frumos și foarte greu în același timp. Dar rar am văzut un copil atât de fâșneț. Nu stă o clipă. Da, e normal, e un copil cu foarte multă viață, personalitate, personalitate. Și fură tot timpul câte ceva de la noi, nu fizic. Am înțeles, fură prumută, tot felul de atribute, chestii pe care noi le facem. Și în condițiile astea, în care viața vă este atât de colorată, cu minerul, tânărul miner, voi mai doriți să faceți copii? De ce nu? Deoarece cred că unul ca al tău face cât 5. La anul, în martie, cred că îl dăm la grădiniță și va sta acolo aproximativ 8 ore, astfel încât aș putea să mă ocup și de un al doilea copil. Mamă, și noaptea? Știu că ți-am promis anul trecut că fac anul ăsta un copil, dar... E, nu uite de mine! Da, am uite. Plâns, dar mă înțelegi, dar am trecut, da, am trecut peste asta cu greu. Mă înțelegi, te rog! Iubita mea, te înțeleg, dar noaptea cum faci? Noaptea doarme? Doarme, a început să doarmă, a, slavă doarme. Domnului. De... Până la 2 ani și... De 5 luni două, doarme. 2 ani și o lună, 2 ani și 2 luni n-a dormit. Și ce făceați noaptea? Îl schimbam, îi dădeam ceai, din oră în oră. Nu pot să cred. Ba da. Doamne, Dumnezeule, mulțumesc cu ție pentru viața minunată care mi-ai dat. Și nouă, de vreo 3 luni, mulțumim. De copii, na. Din ianuarie doarme. Din ianuarie. Uite, uite, este de frumos. Este atât de frumos încât merită orice sacrificiu. Păi, cred că da, este așa răsfățat. Da. Am eu o mătușă minunată care îmi spune, mamă, zice, eu cred că Dumnezeu i-a făcut atât de frumos, că de fiecare dată când ne vine să-i facem în patru și îi vedem frumoși așa, Nu mai poți să le faci nimica. Ia. Toată lumea bea apă, în curând toată lumea va vrea la pipi. La revedere, ai dreptate. Umpa, mami, că nu pleacă mami nicăieri fără tine. Ce, Doamne, iartă. Se uite la desene animate, observ, la Cars.
se uită la multe filme și la cărți și la... Are răbdare el să se uită la un film? Ne surprinde câteodată când dispare și nu mai auzim niciun zgomot și îl căutăm în casă, bineînțeles este pe canapea în fața televizorului, privește la desene animate. La desene pe care și le pune singur sau la desenele care sunt în momentul ăla la televizor? Și le pune singur cu mâna noastră, adică el spune ce vrea. Eu vreau aia și pe aia trebuie să-i punem, apasă pe buton, se deschide sertarul DVD-ului, apasă pe buton, se închide și după aia noi butonăm că... Da. El nu știe decât să deschide, să închide televizorul. Când plecăm de acasă, asta este obligația lui. Piesa pese și pe play, da? Da, și pe play. Și închide televizorul și pune telecomanda la locul ei. Asta înseamnă că desene animate pot să îmbârlige un copil să stea cu minte mai mult de 3 minute jumate. Aproximativ 3 minute jumate, după care începe din nou toată distracția. Evident. Acum, observ că fetele se uită la desene de fetițe, băieții se uită la desene de băieți. Niciodată nu se întâmplă invers, adică nu l-ai prins niciodată uitându-se la Feritopia? La Albă ca Zăpada se mai uită. Sigur. Și chiar îi place Albă ca Zăpada. Pentru că e plină de bărbați. Albă ca Zăpada e una și Piticii, să mă ierte Dumnezeu, și Prințul. Sunt 7. Foarte mișto arată în varianta clasică, aia de-mi place mie, Mama Albei ca Zăpada. Trebuie neapărat să vă duceți la Disneyland o dată în viață. Apare Cocoana respectivă în timpul paradei de la ora 4 și la ora 16 la Paris, e parada la Disneyland cu pricina. Pot să-i zic numele pentru că nu există în România, deci... Și trec toate personajele, ceea ce te lasă crăcănat definitiv. O, poți să ai orice vârstă. Toți, la un moment dat, și vine Mama Albei ca Zăpada. A cu oglinda. Aia frumoasă, cu sprâncenele alea, așa. Și începe, vine la copil și ia sufletul și face așa, știi? Și copilul țipă și zice, no! În toate limbile pământului. Și ea spune în toate limbile pământului, dacă tu o să fii cu minte și așa, eu niciodată nu o să pot să-ți iau și așa, vine, e ceva, adică tu ca om mare te ridică părul în vârful capului, după aia vine Maleficent, ceea ce este, și mai rău că Maleficent aruncă niște flăcări care de fapt sunt din mătase, trebuie să vedeți, vă rog, vă rog, dacă n-aveți bani, trebuie să vă povestesc. E, vreau să întreb acum pe Super Neni, dacă orice desen animat pe care l-ai văzut tu în ultima vreme la televizor merge văzut. Bineînțeles că nu. Nu orice desen animat. Există desene animate care, o spun cu mare durere, promovează violența. Am și chiar am fost, acum câteva zile am trăit o experiență. Eram într-o clasă cu copii de vârstă școlară mică, în clasele a doua, a treia, și îmi povesteau despre un personaj, nu-i spun numele, un băiețel. Repet, ce spun acum poate părea monstruos, dar există în desene animate pentru copii un astfel de personaj, un băiețel care se născuse posedat de un demon. Da, și întreaga lui viață era de fapt o luptă cu acest demon, avea și un semn special pe frunte, era un copil însemnat. Așa și Harry Potter. Dar nu se compară situațiile și băieții respectivi îmi povesteau cu foarte mare entuziasm despre personajul respectiv și așteptau de la mine o reacție. Bucur, da. Sau să mă bucur împreună cu ei, sau reacția de wow, nu mai povesti despre el, nu vreau să aud de așa ceva, nu mă interesează. Să te intrige. Exact, exact. Reacția mea însă n-a fost nici una, nici cealaltă. I-am întrebat, bun, am înțeles, deci e în luptă permanentă cu demonul, dar e fericit băiețelul respectiv? S-a lăsat tăcere. Și la un moment dat am văzut un grup de 5 băieți care se întorc cu spatele, se duc și precum la sfatul bătrânilor înțelepți, așa, șușoteu, s-au întors spre mine. Nu cred că era chiar așa de fericit. Bun, dar avea prieten băiatul respectiv? Păi n-avea prieteni, că dacă lovea și bătea tot ce întâlnea în cale, nu ăsta era scopul vieții lui să-și facă prieteni. Și atunci m-am gândit că
bun, există astfel de desene animate, există astfel de personaje, poate că la un moment dat adulții nu pot să se limiteze accesul copiilor la astfel de desene, pentru că sunt momente în care copiii sunt singuri acasă, sunt în fața televizorului, deschid televizorul și pot vedea orice. Dar contează atitudinea ta ca adult, ca părinte, să reușești să stai cu ei de vorbă și să-i ghidezi și să le explici ce e bine, ce e rău. Și dacă încep de când sunt mici, uite cum sunt ai noștri, în loc să le arătăm monștri și așa, le arătăm prințese, le arătăm... există șansa ca la un moment dat să o apuce tot pe drumul ăla, cu copilul însemnat și cu nenorocire? Depinde de la caz la caz, depinde de influențele, de alte influențe la care sunt supuși, că degeaba îi arătăm noi acasă ce minunată e o lume roz cu prințese și cu personaje pozitive. Dacă merge la grădiniță sau dacă merge la școală și colegii povestesc, wow, da, ai văzut ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Povestindu-mi despre niște monștri. Și am arătat și eu niște monștri pe care i-am luat, slavă Domnului, din bibliotecă. Există un disc foarte frumos cu monștri care sunt extraordinar de drăguți, extraordinar de drăguți și care au o mare frică de copii cu minți și curați. Și se tem foarte rău. Sunt drăguți, albaștri, fac Academia de Monștri și totul începe cu unul dintre monștri care intră în camera unui copil. Și profesorul de monstruozitate le spune, nu așa, trebuie să ai grijă să nu cumva să te întâlnești cu un copil. Copiii sunt buni și curați și atunci trebuie să fugi de ei. Deci, uite, depinde și cum o apuci. Stimați spectatori, văd că m-am lansat în niște teorii. Presimt că până la sfârșitul acestei emisiuni vom fi maestri între ale visului. Pauză, ne întoarcem imediat. De astăzi ne-a apărut în cale atunci când am rememorat vacanța de astă iarnă, când am fost plecată cu colega să vadă personajele ei preferate, colega fiind fimea, așa ne zicem noi una celelalte, colega, să vedem personajele din lumea ei, să înțelegem și să vedem de aproape lumea ei. Și tema noastră se numește în continuare Când visul devine realitate. Și o să o întrebăm pe Super Neni, care este Raluca, desigur, care este importanța visului în capul unui copil? Pentru că pentru mine mintea unui copil este o enigmă, pentru tine nu. E esențial pentru un copil să viseze. Visul e de fapt simbolul copilăriei. Atunci când ești copil, ai impresia că orice se poate întâmpla, orice este posibil, nu există niciun fel de limită, nu există niciun fel de graniță, iar a împiedica un copil să viseze înseamnă de fapt ai tăia aripile și ai frâna dezvoltarea. Dar ce ne facem cu oamenii mari care o apucă și ei pe calea asta și acum, de pildă, dacă ar apărea Tinker de la aici și ne-ar arunca un pic de praf de zâne pe deasupra și am începe să zburăm toți, pe mine nu m-ar mira. Nu știu dacă ai mai apucat să te uiți în ultima vreme la Peter Pan, a apărut și partea a doua. Nu, din păcate n-am... Vai, neapărat, trebuie să iei, pentru că Tinkerbell la un moment dat dă să se stingă, pentru că Jane nu crede în ea. Și Tinkerbell este la un pas de a se stinge de tot și Jane își cere iertare și începe din nou să creadă în ea și în vis, că de fapt despre asta este vorba. Tinkerbell este o zână care este apare... zâna clopoțel. Este zâna clopoțel, exact. Problema e că... Raluca știe. În cărți... apare ca zâna clopoțel și în desene e Tinkerbell și trebuie să te apuci să traduci, să e complicat. Deci asta este importanța visului în capul copilului. Da. Nu cumva e periculos pentru un copil să viseze, pentru că apoi, lovindu-se de viața crudă și nedreaptă, va fi șocat? Nu e periculos pentru un copil să viseze, pentru că părinții sunt lângă el și aici intervine rolul părinților. Se arate care este realitatea. Oricum, până la 6 ani, 7 ani, copilul nu face o distinție clară între fantezie și realitate. Clar. Și e foarte bine să păstrăm atâta vreme cât se poate lumea aceea frumoasă, pură, a visului, a fanteziei, a dorințelor care se împlinesc, repet, atâta vreme cât este posibil. Pentru că la un moment dat se va izbi și de realitate și... Realitatea știe de unde să ne de găsească, unde se... știe ea exact, de unde să ne... exact. În momentul în care mă întreabă fiimea de ce nu se ridică mama lui Bambi, eu ce spun? Mama lui Bambi a fost vânată.
mama lui Bambi nu se mai poate ridica pentru că a murit. E, aici avem o problemă. Copilul, ce înseamnă a murit? Stare să adică spun cum? Asta. Deloc. Nu mi se usucă cap. Da, uite, vezi, asta face parte din realitate și mai degrabă decât să scoți copilul din fantezie și să-l introduci în realitate, mai degrabă aduci cât un strop de realitate în fantezie. Adică să fie drumul invers. Să-și dea seama că și în desenele animate lucrurile se petrec ca și în viață. Sau că invers, și în viață se petrec lucruri precum în desenele animate. Ai văzut aproape toate poveștile încep așa, dacă stai să te gândești. Da, cu mama vitre, mama albei ca zăpada a murit când ea era mică, da. Cenușăreasa a pățit același lucru, a rămas orfană. Adică toate sunt la fel și trebuie să le explici, să le spui adevărul. Chiar dacă tatăl, și pare... tatălui Simba... Îți este de netrebi cu Mufasa? Chiar dacă ți este greu, face parte din viață. Toate poveștile încep așa, dacă stai bine să te gândești. Până și Motanul încălțat, nu? Era un morar sărac care a murit și la moartea lui a lăsat moara, măgarul și... Motan. Foarte ciudat, pentru că în momentul în care mi se pun întrebări de genul și acum de ce nu se mai ridică? Pentru că nu se mai ridică. Trebuie să explic copilului ce înseamnă ireversibil sau cum. Nu, foarte complicat. Să fii părinte este o meserie îngrozitoare. Trebuie atâta imaginație și atâta răbdare și atâta... Dar în condițiile în care dragostea pentru copil depășește practic orice fel de limită, îmi spunea Florin mai devreme și te dau de gol. Acum ce o să-mi faci, ce o să-mi faci? Nimic. În mod normal n-ar trebui să vorbesc despre ce vorbesc eu cu invitații în pauză. Dar îmi spune, zice, sunt absolut fascinat de filmul. Zice, îmi vine să-l mănânc. I-am luat o cască de motociclist, zice, dacă îl vezi cu casca aia ce față are, îți vine să-l mănânci. Adevărul e că toate părțile corpului lor sunt foarte tentante, dacă înțelegești ce vreau să zic. Adică, când îi mai speli pe colo și vezi... Rrr. E, bună ziua! Bună seara! Bună seara. Eu, și e clar, eu trăiesc într-o realitate paralelă. Stăm de vorbă cu domnul Sorin Gheorghe, care ne va povesti care este personajul central al lumii despre care vorbim. Pentru că noi, până la urmă, am vorbit despre o lume, despre un univers întreg, care a fost creat de un om. Da, și ai tot pomenit până acum despre vise, cel care a îmbinat cel mai bine și care a reușit să se rupă un pic de realitate și să facă din vis un succes extraordinar, a fost tocmai Walt Disney. Perfect. Care... Astăzi, pentru că este miercuri, vom vorbi despre Walt Disney la Discovery. Am 5 milioane de întrebări. Este adevărat că Walt Disney n-a apucat să vadă toate premierele filmelor pe care le-a făcut? Da, cred că e adevărat. Am văzut că tu știi mult mai multe decât mine despre Disney. Sunt disperată. Întreabă-mă ce vrei. Ani, date, fapte, întâmplări. Cenușăreasa, când a apărut? Tu știi cum a apărut Cenușăreasa? Cenușăreasa... Nu Cenușăreasa, iartă-mă, sunt nebună la cap. Albă ca zăpada și 7 pitici. Albă ca zăpada și 7 pitici a fost primul lui film de lungmetraj. Asta în condițiile în care a luat 22 de Oscar-uri, ca să ne lămurim. Și la care au lucrat foarte mulți oameni și pentru care Disney a angajat un profesor universitar, Don Graham, special ca să pregătească oamenii din studioul lui. Producția a durat 2 ani de zile, în 1935. Ideea a venit în 1934, s-a apucat de film în 1935. A rămas fără bani prin 37. Pentru că n-a crezut absolut nimeni în el, spunându-i că un film de desene animate de lungmetraj este imposibil. Ori le faci de desene animate scurte, ori le faci de adevărate, alea de lungi. Și el a zis, nu, pot să fac desene animate lungi. Imposibil, au zis toți. Da, și l-a făcut până la urmă. Îl lansează în 1938 și devine cel mai mare succes al anului de box office. La vremea respectivă încasând 2 milioane de dolari, care acum se traduc undeva la 98 de milioane de dolari. Haideți să vedem cum arăta acest, ca să zic așa, artizan de vise. Nu știu dacă avem gata fotografiile, doar o clipă o să mai apară. El a murit pe undeva prin anul... 66, dacă mi-aduc și eu bine aminte. 66. Da, în 55 a făcut primul Disneyland, l-a făcut în Anaheim, în California. Tot așa, nimeni n-a crezut în acel plan extraordinar de a face un loc minunat, magic, în care... să ne regăsim cu toți într-o lume magică, pentru că până la urmă astea sunt valorile pe care le promovează filmele lui Walt Disney,
promovează valori despre prietenie, despre familie, despre dragoste, despre dragoste de, pentru despre animale. Despre puterea, despre puterea binelui de a învinge orice. Da, în momentul în care nu visezi, iată-l pe Walt Disney împreună cu un bun prieten de-al nostru. Cu Mickey Mouse. Primul lui personaj pe care îl face în 1928 și de care se îndrăgostește efectiv. Spune că ține mai mult la Mickey Mouse decât la orice femeie. Da, e adevărat. Declarația lui Walt Disney. Eu ce am înțeles, iarăși am citit undeva, faptul că el desenase așa și se plimba prin studiourile lui și găsește un copilaș pe acolo, care tot așa înregistra și el ceva. Și spune copilașului, știi, uite, numele meu este Walt Disney, zice, și-am făcut un șoricel. Da, zice... Nu știu cum să-l botez. Nici eu nu știu. Păi bine, pe tine cum te cheamă? Era băiețelul care juca alături de Shirley Temple. Nu știu dacă mai țineți minte. Îl știți pe Mickey Rooney? Și el a zis, pe mine mă cheamă Mickey. Serios? Așa o să-l cheme și pe șoricelul meu. Asta e povestea, nu știu dacă e adevărată. Fotografiile sunt gata. Hai să mai vedem câteva fotografii. Chipul lui om cu... foarte bun. Aici cu Tinkerbell. E chiar cu Tinkerbell, care îi pune praf de zâne în păr. Astfel încât Walt va putea zbura. Da, dacă tot ai spus despre, ai menționat Peter Pan, Tinkerbell va fi viitoarea mare franciză al Disney. Wow. Va începe în acest an, da? Undeva în noiembrie o să fie lansat și în România. Va fi probabil, se va întinde probabil pe durata 3 sau 4 ani. Ceea ce este interesant la această producție este că dublarea personajelor, de data asta în limba română, va fi făcută de către actrițe tinere. Pentru că, da, până la urmă, asta... Dar Tinkerbell nu vorbește, eu asta nu înțeleg. Tinkerbell este mută. O să vorbească în următoarele... O să vorbească în următoarele filme. Ea se exprimă în producție. E adevărat că pentru producția primului lui film a trebuit să gireze cu casa și că și-a vândut tot ce avea până în ultimul cent. Da, și-a luat un împrumut de la bancă. Și nici nevasta nu prea a crezut în el. Nici soția. De altfel, toată viața lui e marcată așa de... Tatălui n-a crezut foarte tare în talentul pe care îl avea. Cea care a crezut cel mai mult a fost mama și fratele lui Roy, cu care de altfel și începe afacerea în 1923. Doar că el mi-aduc aminte că s-a îmbolnăvit la un moment dat de tuberculoză, fratele lui Roy. A intrat în spital și Walt a avut mare nevoie de ajutorul lui. S-a dus la spital, l-a luat pe Roy de acolo, lucru pentru care Roy n-a reușit să se vindece niciodată de TBC, e adevărat? Nu știu, dar te ascult ce altă poveste frumoasă. Da, era în mijlocul afacerilor, el era disperat, avea nevoie de ajutorul fratelui, s-a dus la spital, frasul a zis, dă-l încolo de spital, vin să te ajut pe tine și... El a fost și în primul război mondial, a vrut să se înroleze, i-au refuzat, bineînțeles, înrolarea, că avea 16 ani. Merge, în schimb, pe o mașină de ambulanță pe care o pictează cu personaje, nici de cum nu rămâne acea ambulanță cachi. Pe vremuri în liceu juca în diverse comedioare, îl imita pe Charlie Chaplin, deci a avut și pe la 7 ani începe să deseneze foarte bine și mult, își vindea schițele vecinilor. Dar acolo... tu știi că prima voce Mickey Mouse a fost al lui Walt? Cred că până prin anul 1946, când avea voce. Da. Și atunci a dăruit el vocea personajului. Da. Dar de ce arăta diferit Mickey Mouse? Arăta diferit, mai ții minte? În ce sens? Că era negru? Nu, arăta diferit. Forma feței lui Mickey era diferită. Acum e mai rotund, are urechile mai rotunde. La vremea respectivă avea urechile mai, un pic mai țuguiate, mai ovale și avea fața altfel. Trecem de la un anumit tip de desen, trecem în desen digital, bi- și tridimensional. Deja vorbim despre schimbări foarte mari și în lumea desenului animat. De altfel, noile producții, cele care sunt făcute de către Pixar, care este una dintre achizițiile cele mai noi, una dintre achizițiile cele mai noi ale lui Disney, ale studiourilor Disney, Ratatouille este o producție Pixar, Cars, filmul de care e îndrăgostit micuțul, este un film Pixar, iar cea mai nouă producție, care va fi gata undeva în decembrie, probabil și o vom vedea și în România, este Wall-E, care este ceva incredibil, este considerat o operă de artă de toți critici. Nu ne mai mire nimic în condițiile în care am crescut cu toții și ne creștem iată copii într-o lume pe care a inventat acest om de o bunătate și de o generozitate absolut incredibilă. Pentru că mi se pare că toată povestea asta și ce discutăm noi aici, totul se bazează pe un om care a avut căldură suficientă încât să dea multă vreme și după moartea lui. Pentru că astea sunt valorile pe care nu le regăsim. Vorbeați mai devreme despre diverse tipuri de desen animat.
valorile pe care le promovează și Disney, când spunem Disney, nu spune numai... asta e extrem de interesant, nu vorbim de Disney numai despre desen animat. Disney înseamnă mult mai mult. Disney înseamnă și film de lungmetraj cu actori. Pirații din Caraibe este o producție Disney, de exemplu. O altă producție, Comoara Națională. Da. Probabil în curând o să vedem Magie în Manhattan. Și toate astea, dar cum se întâmplă acum? Că după trecerea lui în neființă, nu, în 1966, lucrurile au mers absolut fabulos. Uluitor. Nu, e mai știi mult. Cum e, cum gândește românul? Trebuie să fie acolo, frate, să-ți meargă treaba, că altfel... Nu știu dacă, și eu m-am întrebat dacă mai există încă membri din familia Disney care mai fac parte din Consiliul de Administrație sau din bordul marelui concert Disney, dar n-am încă un răspuns la asta. Sunt în continuare, deci din 2005 distribuim Disney. Am încercat să aducem animația, am avut negocieri un an de zile ca să facem animația în România, am finalizat în 2007, atunci când am adus-o, și ne-am tot întâlnit cu cei de la Disney, sunt absolut uluitori, au niște principii extraordinare. Este un colos, este al șaselea brand din lume. Da, limpede, nu. Sunt televiziunea ABC, ESPN, sunt parte din grupul Disney. Jetix a fost de curând achiziționat, probabil că asta va produce ceva schimbări în grila de programe. Sunt o groază de companii pe care le vedem. Disney înseamnă și bunuri de larg consum, DCP, înseamnă de la hăinuțe, de șampon, sunt o groază de lucruri care sunt legate de acest brand. Tell me about it. Da, cred șampon, toți părinții. Da, nu există. Noi până nu o desfacem pe Ariel ca să scoatem șamponul din ea. Da. Sunt o groază de produse care sunt sub umbrela Disney. Și ceea ce este cel mai interesant și cel mai important de menționat acum este că Disney acordă o atenție deosebită României. Este hotspot, este în atenția Disney, începând din acest an. Mâine este primul spectacol Disney Live din România, la sala polivalentă cu Winnie the Pooh. Wow! Da, sunt 4 zile de spectacol live, cu unul sau două spectacole pe zi. Lampi vine? Cine? Iarăși mă întreb de toate personajele. N-ai înțeles nimic. Deci, Winnie the Pooh are niște prieteni, Peru, care este fiul lui doamna Kanga. Adică este un canguraș. Mai are un prieten pe care îl cheamă Rabbit, mai are un prieten pe care îl cheamă Tigger și care e puțin ca bâlbâi și care sare pe cotă. Ăla îl știu și eu. Așa. Și Măgăruș. Și, bun, și cel mai înțelept dintre ei e Rabbit, adică iepurele, în casa căruia Winnie se duce, mănâncă atât de multă miere încât se face zi tu, Mara. Vrei altceva. Și mănâncă multă miere și nu mai poate să iasă din casă pentru că nu mai este funduleț. Și rămâne blocat acolo cu fundulețul așa, până când, la un moment dat, trebuie să slăbească. Problema e că toată lumea îl iubește pe Winnie și dă să mănânce. Și Rabbit îi pune deasupra un însemn pe care scrie Don't feed, nu mai hrăniți pe ursuleț, pentru că toată lumea simte nevoia să dea ceva să mânce. Astfel toți copiii din lume mănâncă miere. Da, ăsta e primul spectacol live. Se pare că o să urmeze și Disney pe gheață, în curând. Nu știm exact când, ne pregătesc tot felul de surprize. Prima TV lansează începând din septembrie mai multe filme de animație. N-am să dezvălui care sunt. Abia aștept. Dar da. De ce nu vii tu din când în când să ne mai spui ce se mai întâmplă? Pentru că în rest, de partea sunt de detalii... Sunt foarte ocupat să lansez filmele astea și pe urmă, dar o să mai fac timp. Dacă vrei să-ți povestesc cum îl cheamă pe cățelul prințului cu care s-a măritat Ariel până la urmă, pe tasul lui Ariel, cum îl cheamă? Că îl cheamă Triton și e supărat din cauza faptului că Ariel are o colecție să de obiecte din lumea oamenilor. Nu eu sunt cel mai în măsură să vorbesc, eu am o echipă extraordinară. N-apuc niciodată să le mulțumesc, cred că o să le mulțumesc în seara asta toată compania cu care lucrez și la care lucrez. Sunt niște copii extraordinari, toți sunt tineri, sunt cel mai bătrân. De ce nu mă angajați și pe mine? Da, te angajăm cu plăcere. Poți să mă întrebi ce vrei tu? Pentru că tu ești foarte ocupată ca să ne bucuri în fiecare seară. Mulțumesc frumos, pot să cânt orice cântecel. Te aștept. Orice cântecel, de la... Dacă vrei și varianta în limba română de la Albă ca Zăpada din 1940. Dar nu vrei să te luăm în următoarea producție să faci dubbing? Vai de mine, ar fi prea frumos pentru mine. Și cine să fiu? Nu știu, ne gândim. Eu pot să fiu și rea. Da, bă, nu. Dar o să vedem, o producție mare și frumoasă care se potrivească. Mulțumesc foarte mult. Am văzut producțiile voastre dublate și sunt minunate. Trăiască Alexandru Arșinel, sunt care este un bălu
absolut senzațional, cel mai grozav balou ever. Stimați-le spectatori, aceasta a fost rubrica Discovery de astăzi. Ne întâlnim în 2 secunde. Am zis să încheiem acest capitol ca să continuăm să vorbim despre cât de greu trebuie să fie pentru voi și, sigur, în condițiile în care trăim, să dublezi Disney. Este aproape imposibil pentru că Baloo întotdeauna va cânta aia cu the bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strength. Yeah, man! Adică aia trebuie dublată cu mare, mare grijă. Nu, dublajele sunt de o calitate extraordinară. La fiecare film, la ultimele producții, au fost foarte mulți actori de renume. Mari, Arșinel, domnul Arșinel, Stella Popescu, Valentinu Ritescu, dacă Ștefan Bănică Junior. Deci dacă spui cine a fost Ștefan Bănică Junior, cine a fost Ștefan Bănică Junior? Nu știu, dar știu doar pe Bookshare. Știu că a fost Ritescu, atât știu, domnul Ritescu, atât știu. Cred, nu mai știu. Știu cine a fost domnul Ritescu. Da? Da, știu cine a fost domnul Ritescu. Nu. A, da, a fost Smuci. Și Smuci? E din Peter Pan. E prietenul lui Hook. Hook e ăla cu cel pe care îl urmărește tot timpul un crocodil care i-a mâncat mâna și care din întâmplare a înghițit și un ceas deșteptător și când se apropie de cum face... Și partea a doua, crocodilul e înlocuit de o caracatiță obsedată care are ochii așa, ting, 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 și îl urmărește peste tot. Nu, evident, tu știi foarte multe despre... Vai, sunt disperată după ele, povești. Disperată. Pauză publicitară, că sunt rază. Voi începe cu vreo câteva mesaje pentru telespectatorii noștri. Mădălina zice așa: ce faci, Teo? Cum să o conving pe mama să mă lase să-mi pun și eu 4 cercei ca mine? Păi procedez ca mine, ajungi la 40 de ani. Și în dar de ziua ta, în dar de ziua ta, chem pe cineva, îți perforează urechile, te doare foarte rău, în fiecare zi bag cercei, scot cercei, bag cercei, scot cercei, este ceva, o loterie, nu știu dacă intră, dacă iese, dacă... foarte rău. Te chinui așa vreo 2 ani și după aia renunți. Deci cam asta cred că va fi ideea. Zice că un alt telespectator, ba nu, o fată, zice că desenele animate proaste sunt înfiorătoare și că își dorește foarte mult să vadă desene de bună calitate. Corect. Teo, ți-au plăcut desenele cu Mihaela? Iubita mea, mi-au plăcut mult desenele cu Mihaela, doar că... Tamara. Doar că nu prea aveam de ales, știi, pe vremea aia. Ții minte cum se auzea dintre blocuri? E o bucată celebră. Magic moment. Atâta, tot la asta se referă. Da. Mara mi-a oferit o carte. Mara, e adevărat că mi-ai oferit mie cartea asta? Da, de ce? De pentru tine. Vai, ce scumpă ești. Vai, ce scumpă ești. Dar cine a scris-o? O colegă de-a mamicii mele, ea spune. O doamnă care se numește Andreea Mihaela Stan și care de săptămâna trecută, de când a lansat această carte, este oficial Zâna Norilor. Este o carte foarte frumoasă pe care vă recomand. Eu am primit-o în dar de la această colega mea care m-a rugat, dacă îmi place cartea, să-i scriu o prefață. Este o carte excepțională, este... Mara e foarte lipicioasă. Mi-e dur de mama, nu mai pot. Măi. Corect. Măi. Auzi? Ție ce desene îți plac? Ariel. Și mie la fel. Și mie la fel. Auzi, dar cum îi cântă Sebastian lui Ariel? Under the sea, under the sea. Ți minte? Știi? Auzi, dar când vine Triton să-i distrugă colecția, tu ai văzut cât era de nervos? Dar de ce era nervos Triton? Ce făcuse Ariel? Ieșise la suprafață, nu? Și? Și? Și de ce n-avea voie să iasă la suprafață? Stai că și-a pus nu știu ce, nu știu unde. Ce-i pierdut? Avea și eu mitofon și a pierdut mitofonul. Dar îi trebuie un anumit mitofon. Și carte din asta a zis că are și eu una atasă. Adică să stau liniștită. Cel dalben. Cel dalben, e la mama, cel dalben. E la mami, cel dalben. E la mami. Mi-a lupă ăsta, colega, cum dorești. Și în afară de Ariel, la ce te mai uiți? La Peter Pan, te-ai uitat? Da. Cum o cheamă pe zâna clopoțel în engleză?
cum ne-am jucat noi în primăvara asta. Eu eram capitanul Hook, da? Și pe cine prindeam? Pe? Zemara. Pe Tinkerbell. Zemara. O prindeam pe Tinkerbell și o torturam. Iubita mea, tu la ce te uitai când erai mică? Vorba telespectatoarei noastre, ne uitam la Mihaela, zicei că suntem... Să știi că eu am văzut Cenușărea asta când eram copil și am rămas marcată de desenul ăsta animat. Cred că mi-a plăcut foarte mult ideea că dintr-o fată oropsită, chinuită, poți să ajungi într-o zi prințesă. S-a părut mai pomenit, deși eu n-am fost un copil chinuit, nu pot să zic că mă gândeam că o să mi se întâmple și mie într-o zi, dar chestia cu prințul, să știi că e bine să ți se întâmple. Da, și mi-a și ieșit. Mara, tu mai ții minte cum făcea zâna fermecată care a transformat-o pe Cenușăreasă, care i-a pus rochia aia blă? Și cum făcea din baghete și făcea pipeti, papeti, pu! Sunt și cea mai mare vrăjitoare din ținut, n-am ce să vă fac. Acum noi am trecut cum și e, la... Cum e când trece l-o? Which one? Salagadula, mencicabula, bibidi-babidi-bum. Nu știi? E mai rău ca mine. Ba da, știu, dar mine. E mai rău ca mine. Adevăr e că nu-mi scapă nimic din desenele animate. De când o am pe Mara, n-am ratat nimic. Și pot să spun că îi place atât de mult să-i citești povești, încât n-am voie seara. Seara nu am voie să ratez nicio poveste. Adevărat. Acum, sigur, și mie îmi plac foarte mult. Deci, de când o am pe ea, am început să apreciez foarte mult toate produsele pentru copii. Și de aceea am și încercat să mă implic în cât mai multe. De asta ți-am adus cartea colegei mele, Andreea. De aceea i-am promis Andrei că o să încercăm să transformăm această carte și într-un audiobook. Așa că am nevoie de voci frumoase. Am nevoie de voci frumoase. Am nevoie de oameni care să mă ajute să fac acest proiect. Vin eu. A, ai văzut? Dacă mă rogă Mara, fac orice. Ce vrei să fac? Spune-mi ce vrei să fac. Că fac orice. Cred că în momentul ăsta, dacă se uită filmul la televizor, avem o mică problemă, o problemă cu... Facem un switch? Îmi dai și mie cartea să mă uit la ea? De-de? Îți dau și eu niște mesaje de la prieteni, de-ai tăi. Ia să vedem. Uite ce frumoasă e zâna norilor. Vezi? Nu, asta e mami. Știu, dar asta e, asta e mami și asta e zâna. Nu e asta zâna? De la cine ai primit tu cartea? Ei, zână. De la cine ai primit cartea? Cum se numește? Ei, zână, ce zână? Zâna norilor. Norilor, așa. Nu e nicio zână, tu nu vezi, asta nu e zână. Nu, așa-i zicem noi, e autoarea. E autoarea. Da, asta de aici noi. E zâna noi norilor, da? Doar. Are dreptate un telespectator într-un fel. Zice, dublarea vocii în română este o prostie. Strică farmecul desenului, nu există voce mai bună ca cea originală. Fără îndoială și sunt primul care să spun asta. Totuși, dacă dați o șansă, o șansă desenelor care au fost dublate în limba română, alea mai de cutare, o să vă dați seama că sunt voci absolut senzaționale care pot... Nu pot chiar concura, hai să zicem, dar pot face față cu mare succes originalului. Dar să știi că Alexandru Arșinel face un baliu excepțional. Deci dacă n-ați văzut acel DVD tradus în limba română, și eu am fost sceptică. Am spus, aș prefera ca Mara să vadă filmele originale. Fel, da. Când am văzut varianta tradusă în limba română, Arșinel este cel mai grozav baliu din lumea asta. Credeți-mă. Și eu zic la fel. Aici se leagă și o frumoasă prietenie. Sperăm ca la sfârșitul emisiunii să mai aveți decor. Mai avem decor. Apa, te duce apa, colegu. Ce fire sunt atâta de mine? Ce fire sunt atâta de mine? De ce râzi de mine? Prea frumoasă. Vai de capul nostru, stimați telespectatori, încercăm să vorbim despre vis, asta în condițiile în care noi, în momentul ăsta, mai avem puțin și mergem la culcare. Maia, nu eu. Dacă nu mi-o sparge vaza în cap. Maia, ceea ce vezi nu e adevărat. Ce e? Maia! We were caught in the act. Auzi, da. Să te întreb și pe tine cum l-am întrebat pe Eric. Tu la servare ai fost? N-a arătat chiloții. Te rog, cu prințese. Întreabă, te rog, pe ea. N-a arătat chiloții! Teo, întreabă pe Mara, te frumoasă. Rog, despre topoganele ei, că mie mi-a povestit. Câte topogane are,
De ce nu încap eu în niciunul din ele? Sunt mai mici pentru copii metal. Pentru copii metal? Ei, ce... Băi, nu mă... Mai mici topi mici. Pentru copii mici. Am înțeles, topi mici. Dar la serbare a fost? La fost, a fost. Și ce a fost? Ce personaj? Sau ai spus ce a fost păpușică. Băieții erau doctor și fetițele păpuși. Și trebuiau să aducă fiecare câte o păpușică la doctor. Mara, mai știi poezia? Ce ai dus tu la doctor? O? Păpusită. O pisită. De care? Tare. Dar tu la ce vârstă ai dus copilul la grădini? La 2 ani. Ești senzație. La 2 ani jumătate. Bravo, colega. Era cea mai mică din grupă. Cea mai mitică. Și frumos. Chiar am fost curioasă să văd dacă se descurcă și dacă o să facă față, pentru că era totuși cea mai mică. Și am fost foarte mulțumită de faptul că educatoarea mi-a spus că pentru cel mai mic copil din grupă se descurcă foarte bine, un copil foarte hotărât, este un copil determinat și nu are probleme. S-a integrat foarte ușor, a plâns foarte puțin la început, dar am fost conștientă de faptul că era încă foarte mică pentru un asemenea pas. Lucrurile au ieșit minunat. Frumoasă ești tu, ești frumoasă, cea mai frumoasă. Super, Neni. Și ție. N-arăta chiloții, bre. Super, Neni. Cum reușim să convingem copiii să nu se mai uite la desenele alea cu... Păi, în primul rând, oferindu-le o altă alternativă. Bun, bun. Și să zicem, da, prin bună glăsuire nu se poate? Buna glăsuire e un prim pas. Și știm că pentru copii, de la vorbă până la faptă, tot mai este o bucată, da, și bucată mare, cale lungă. Adică poți să-i explici, se poate uita la tine să spună da, am înțeles, și în secunda în care tu ai plecat din cameră, normal, să fie tentat să se uite la desenele preferate. Dar dacă îi oferi o altă alternativă, dacă urmărești cu el acele desene animate pe care tu le consideri bune pentru vârsta, pentru vârsta lui, atunci e în regulă. Și trebuie să vadă implicare și din partea ta. Adică, uite, cum îmi imaginez eu o seară frumoasă petrecută în familie. Exact. Deci, am stat și m-am întrebat de ce merg copiii la cinematograf. De ce le place așa de mult? Pentru atmosferă. Și atunci poți să recreezi foarte bine acea atmosferă și acasă. Adică, exact, să vă așezați împreună. Comod împreună, cu popcorn, cu apă plată. Da. Așa, și să urmăriți, să recreați atmosfera din cinematograf, să râdeți împreună, să plângeți împreună, dacă e cazul. Și după ce se termină desenul animat, să stați de vorbă. Copiilor le place foarte mult să deseneze personaje din desene animate, să coloreze, să modeleze personaje din desene animate. La un moment dat, într-una dintre emisiuni, am oferit copiilor niște personaje din desene animate pe post de prieteni, pe care trebuiau să le coloreze după ce se spălau pe dinți. Și erau așa de încântați că ieșeau cei doi frățiori de la baie și își colorau acolo bucățica de... Nu mai amintesc exact despre ce personaj era vorba. Cred că Donald sau Mickey Mouse, ceva de felul acesta. Și sunt activități pe care le poți face cu ei. Mai este o problemă în ceea ce privește desenele animate. Sunt foarte mulți părinți care îi lasă pe copii să se uite la orice desene animate singuri, ca ei să fie liniștiți. Adică își pun în felul următor problema. Spun că am întâlnit astfel de părinți. Bun, îl las în fața televizorului, e liniște în casă, nu mă mai sâcâie, pot să-mi văd și eu de treburi, să rămân cu problemele mele. Sunt alți părinți care folosesc televizorul cu anumite desene animate pe post de somnifer, adică duc copilul în cameră, sunt fericiți că doarme singur, îi deschid televizorul, noapte bună, și copilul adorme cu televizorul deschis. Ceea ce ne aduce la o altă problemă care mi se pare foarte interesantă. La noi în familie s-a recurs ca soluție la una dramatică. Maia n-are televizor în cameră. E foarte bine. Deloc.
Foarte. Și atunci, întrebarea din motivele, iartă-mă, pentru care copiii care se uită la desene animate din astea violente se trezesc noaptea vorbind. Da, țipă, plâng, țipă, plâng. Și le teamă chiar de ideea de somn. Deci pentru unii dintre ei, somnul înseamnă de fapt întâlnirea cu acei monștri. E normal atâta vreme cât adormi, având în minte imaginea și vocea monstrului respectiv, e firesc să-l iei cu tine în somn și să-ți fie frică să închizi ochii și să consideri noaptea ca pe cel mai chinuitor moment. Și totuși trebuie ca în viața unui copil, nu, la un moment dat, să intervină și această chestiune. Când putem să punem televizorul în camera copilului? Sau nu e obligatoriu? Nu e obligatoriu. Nu-i așa? Chiar așa, dacă te întreb așa, părinții sunt cel mai apropiat exemplu pentru orice copil. Dacă televizorul nu există nici în camera părinților, își va dori copilul televizor la el în cameră? Nu. Cu siguranță nu. Cred că soluția este aceasta. Da, nu ai nici tu televizor în dormitor, pentru că televizorul, de fapt, strică somnul mai mult decât... Teoria zice că niciun dormitor nu trebuie să existe televizor. Atunci, că nu-i sănătos să te uiți la televizor și să aștepți să te ia somnul. Este ce mult mai simplu eu? Să ai un televizor în sufragerie. Într-un loc unde se uită toată lumea, cât e de uitat la televizor. Așa e. Da, eu știu, da, ce e, dar n-aș putea să trăiesc fără televizor în cameră. Bine, doar nici ca eu. Să-i fac lui fiimea un moft. Că fiimea niciodată nu o să zică vreau televizor în cameră. Niciodată la cum o cunosc. Nici eu, doar că eu am început să-mi selectez programe din cauza cărora să nu visez urât. De exemplu, mă uit pe un post unde animalele fac tot felul de prostii. Lucruri drăguțe. Înțelegi? Fac tot felul de prostii? Adică... Să trezește dimineața și cei să plângă că nu. E singură pe lume și bate și ea! O pisică care vede afară un iepure și face pe geam, așa. E foarte amuzantă. Cățelul care fură scrisorile din cutia de scrisori. Adică sunt lucruri drăguțe. Am o singură remarcă. Care? Da, puiule. Și vrea să facă pisicuțe care... Tățelul, cu ale ei. Am vorbit astăzi alături de domnul Eric și de domnișoara Mara despre lucruri minunate la care noi, din păcate, am început să ne gândim din ce în ce mai rar. Norocul ei că ne aduc de păr înapoi, în fața visului, înapoi la ale copilăriei, acolo unde nu-ți trebuie decât un pic de praf de zâne pus deasupra capului ca să poți zbura. Încercați, dacă aveți vreun chef, să vă gândiți la asta, să mergeți în magazine, să încercați să nu piratați filme, ceea ce este cu tot o altă discuție. Din suflet, vă rog, știu că e vorba despre bani, dar până la urmă și oamenii ăia trebuie să trăiască din ceva. Nici dumneavoastră nu v-ar plăcea să nu luați leafa. Apropo de zâne și de mame, în seara asta începe un nou sezon, din nou vreau pe mama înapoi. Mamă, zână, povești. Ce frumos! Nu? Deși uneori se întâmplă... Mamă, mamă, mamă! Ai văzut cum se întâmplă? Sunt niște experimente din care copiii trebuie să înțeleagă cum e mama lui, că n-ar fi bine să o schimbe pe mama lui. Câte teorii, pe mâine la ora 7:30 seara. V-am pupat și vă mulțumim că v-ați uitat.